Noi considerăm aceste manifestări ca și o ofertă în plus pe paleta ofertelor turistice de care dispune orașul nostru. Și dincolo de răspunsul la întrebarea dacă are dreptate domn profesor Taicoviciu sau are dreptate Orban Balaș cu miturile sale, și dincolo de împrejurarea dacă cei care caută adevăruri în zona cetății caută adevărurile istorice sau o caută pe Ileana Cosânzeana, o caută pe această zână, dincolo de aceste aspecte este important ca orașul nostru să figureze pe harta orașelor turistice din România și într-adevăr să ofere acele posibilități turiștilor de care dispune doar ea și care sunt specifice zonei noastre și valorilor noastre locale. Și din această perspectivă am fost și am devenit partenerii acestei inițiative. Mulțumesc și domnului consilier Enea pentru invitație. Și le doresc cercetătorilor ca la întrebările lor științifice să își găsească răspunsul și celor care o caută pe zână să o găsească și comara ei la fel. Nu mă refer la cei care fură vestigii și... și atunci spun eu că cu toții am avut de câștigat. Vă doresc o zi cu succese și cu experiențe și culturale și științifice, dar și sportive, până la urmă, celor care vor urca la cetate. Și o zi bună în continuare. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, doamnă primar! Atunci sunt curățate și zidurile și oricum intenționăm acum să refacem toată structura de susținere a lor. Deci acum suntem la început și este puțin mai puțin pe înțelesul celor care nu înțelegem nimic. Așa, am înțeles. Deci, practic, așa este. Asta e. Îmi pare sincer rău, dar asta este situația. Da. Și vine un copilare. Da, până 15. Dar așa vrem și socotit că... Se vor vedea iarăși găurile de la continuarea de la... Pentru că avem... Deci am avut o secțiune pe care am tratat-o de undeva. Și vede în zona asta lângă cărare, deci se vede puțin mai lăsat pământul. Și în secțiunea respectivă am găsit gropile. Dar nu le-am putut legi. Asta e o legile lui Marta, nu? Deci lucrul pe care îl cauză este sigur ultimul din locul în care și trebuie să-i mulțumim domnului Manea că este în fiecare an alături de noi. Noi le cunoaștem cu numele de Scorino și o să-l și promovăm în continuare de Scorino. Am dus și am întrebat, nu era soția, mama și șomătușa și am zis, unde-i Scorino? S-a uitat pe mine.